Iată, azi trecem la această colonie. Această colonie am denumit-o Matca de Miere. Aici vom scoate mărcile din care vrem să facem miere și ceea ce am mai făcut eu, i-am făcut un test de colectare a propolisului. O să vedem acum cum funcționează. Iată, s-a umplut majoritatea intervalelor cu propolis. Iată ce frumos arată propolis curat. Foarte, foarte, foarte bine arată. Dar azi facem restrângerea și o să vedeți cum o să procedez cu această plasă. Fiindcă încă nu colectez propolisul, mai las. Iată cum arată. Foarte, foarte bine arată. Avem aici propolis curat. Tot ce trebuie să facem e să-l ducem la congelator și o să iasă foarte ușor. Bun, cam asta e cu propolis. Acum să vedem ce avem noi în cuibul acesta. De data trecută am mutat rame cu miere, o să vă arăt. Această miere este o miere foarte bună. Iată, am mutat ramele cu miere, așa arată ele. Rame cu miere. Această colonie a adunat foarte bine. Iată, a doua ramă. Eu acestea le-am dat după diafragmă. Aici avem mai puțin. E foarte bine și aici. Avem o a patra ramă. Acum, în mod normal, ar trebui să dau mai multe rame după diafragmă, fiindcă restrâng cuibul. Iată și aici avem ceva miere. Acestea vor rămâne ca stimulare până când sunt ele active. Până când albinele sunt active, vor veni, vor mai da cu ochii de acea miere, mai ia câte o gură, mai pleacă. Deci a fost restrâns pe 13 rame data trecută. Iată și acest polistiron cam consumă albina, e foarte bun la gust, de aceea îl consumă, roade, cine știe ce bagă prin el. Și atunci ar veni prima ramă din cuibul care l-am gândit eu acum 2 săptămâni, cel mai probabil trece după diafrag. Bun. Deci, aceste rame ar veni cu miere. Acum să vedem ce îi bate capul la o astfel de matcă. În luna august. Se vede. E logic, fiindcă când avem mai multă miere. Dacă pe următoarea ramă nu văd puiet, atunci aceasta va fi prima ramă, dar dacă e puiet, atunci o dăm după diafrag. Ia să vedem. Nu avem. Atunci o dăm și pe aceasta după diafragmă și iată, aici avem deja 6 rame cu miere la rezervă. Și începem să măturăm cuibul. Asta este o ramă mai ușoară. Aici mai sunt câteva celule de puiet
și cam atât. Deci aceasta e ultima ramă. Trecem la următoarea. Să vedem cât puiet poate să aibă o matcă din aceasta care își face economia la maxim. Nici aici nu mai e puiet. Nu. Și albina e destul de puțină. Deci iată cum s-a răstrâns cu puietul. Foarte mult. Dar ținem cont că ea este o matcă de mier. Deci de producție. Ia să vedem. E posibil să nu avem puiet nici aici? Nu avem puiet nici aici. Nu este puiet. Deci vedeți ce diferență mare între alte colonii și această matcă. Deci am putea extrage 7 rame, nu știu, vreo 20 de kilograme de miere cred că aș putea extrage acum numai de la această colonie, dar nu am să o fac. Iată, avem puiet, a început puietul în sfârșit, deci arată bine puietul. Avem puiet destul de frumos. Prima ramă. Mergem mai departe. Iată și a doua ramă. Și aici avem puiet. Dar foarte puțin. Foarte, foarte puțin. Da, avem și larve. E foarte puțin. Doua. De fapt, asta ar fi scopul, să aibă puiet puțin, să rămână mierea. Că dacă are puiet mult, atunci mănâncă mult. Atunci nu mai adunăm miere. E simplu. Așa se face calculul, numai că trebuie să găsești câte o astfel de matcă. Iată, a treia ramă cu puiet. Acesta, cred că în 3 săptămâni o să oprească ponta, nu o să mai ai ouă. Așa este această matcă, probabil este din zona aceasta mai friguroasă, s-a adaptat la zona în care stau eu. E o diferență uriașă, uriașă. Iată și pe cât este asta, a patra ramă, avem puiet și pe aceasta. Și larvar. Așa. Dacă vreți să spuneți că ar trebui deblocat, am încercat, nu funcționează. A doua zi, deja într-o săptămână era plină cu miere acea ramă, numai ele știe de unde au adus-o. Deci nici nu m-am mai străduit să fac acest lucru. Cincea ramă, iată și a șasea, e mătcuța aici, are de pune ouă, e o matcă de anul trecut, nu pare să fie de o anumită rasă, are 3 terghite mai roșialtice și 3 mai negre, nu mă întrebați ce rasă este. Dar caracteristica ei este de a aduna miere. E simplu. Se vede din ce are ea aici.
Să vedem. Deci cam pe 6 are ea. Puiet, dacă e și pe asta e ceva în plus. Da, are și aici câteva larve. Pe ambele părți. Și cam atât. Dincolo cred că are miere. Hai să arunc o privire. Da, uitați că are și pe a 8-a ramă puiet. Cred că o să-și facă puietul albina de iernare, o să-și o facă, nu e o problemă. Da. Adună foarte bine miere, deci nu cape îndoială. Mai am o matcă din aceasta, care este soră cu asta, deci sunt surori, tot de anul trecut. Și are aceeași caracteristici, doar că ea a fost mai pe puține rame, a fost mutată. Și ea n-a reușit să se dezvolte chiar așa. Dacă mă întrebați pe cât a iernat pe 3 rame, iată și aici o placă de miere. Că e miere suficientă. Un tor. Nu știu dacă și are sensul, dar un tor. Și cam asta este tot. Deci are o cantitate foarte bună de miere. O să restrâng de acum, dar nu eu opresc ei activitatea cu această strânsură. Așa. Rămâne pe 9 rame. Eu sper să ierneze pe 5, cred că o să ierneze. Iar restul ramelor o să fie pline cu miere, o să vedeți la momentul respectiv. Aici pun diafragma. Ea va circula lejer, dacă are un surplus de miere poate să care dincolo, nu e nicio problemă. Bun. Cam asta este. Ceea ce vreau să vă mai arăt acum la sfârșit este așezarea acestei prinze de propolis. Ați văzut că ea a pus într-un anumit fel propolis. Acum așez în așa fel încât să pun aici, încât spațiile goale să vină la mijloc, la mijlocul intervalelor. Deci ele au umplut o parte și acum vor umple partea cealaltă. Când va face acest lucru peste un anumit timp, atunci o să ducem la congelator. Asta văd dacă chiar bine sau să fie cât de cât. Bun. E aproximativ, nu-i chiar fix. Punem sita. Îmi cer scuze pentru că a ieșit filmul un pic mai lung, dar dacă vrei să vezi mai mult, trebuie să filmezi mai mult și atunci cam asta este. Bun, miere avem, puiet avem, ne mai uităm în el în septembrie. Bun, până data viitoare, numai bine!